Bun găsit din nou, sunt Grația Moldovan, începe actualul regional. Există un focar de pestă porcină în Cluj, ne întrebăm și vom afla răspunsul în această seară. Cu siguranță un caz îl avem și l-am difuzat și noi ieri la știri. E vorba de un porc abandonat pe un câmp, dar DSBSA-ul a intervenit repede și a și confirmat că este un caz de pestă porcină. Vedem dacă aceste cazuri se pot extinde, pentru că avem reminiscențe, doamnelor și domnilor, din trecut cu focare de pestă porcină în România, care au distrus foarte mulți producători, care chiar ei recunosc pe undeva că autoritățile s-au grăbit sau nu au intervenit. Și cum dreptatea este la mijloc, trebuie să aflăm care este situația la momentul de astăzi și cumva să prevedem ce se poate întâmpla. Tocmai de aceea avem doi specialiști de primă mână la actuală regional pentru a afla situația și cum se poate stopa dacă ea, sigur, poate să prindă contur din acest punct de vedere. Vorbim cu domnul dr. Nicolae Pivariu, directorul executiv DSBSA Cluj, care este invitatul nostru, și domnul dr. Inginer Nicolae Tritean, director stațiunea de cercetare, dezvoltare agricolă Turda. Bună seara, domnilor, mulțumesc pentru amabilitate, că sunteți în fața telespectatorilor TVR Cluj pentru a aduce detaliile de ultimă oră. Vreau să-l întreb pe domnul director al DSBSA Cluj care este situația la momentul de față după cazul prezentat de noi ieri la știri cu acest porc găsit și abandonat pe câmp, dacă ați găsit pe cel care l-a lăsat și dacă sunt mai multe cazuri de pestă porcină. Vă rog. În primul rând vreau să vă salut pe dumneavoastră și telespectatorii dumneavoastră. Vă contrasalut. Da. Am confirmat focarul de pestă porcină africană pe un cadavru abandonat în zona Muncii, Bulevardul Muncii spre Livadă. Am fost anunțat telefonic de către o persoană, ne-am deplasat la fața locului, am luat legătura cu viceprimarul Dan Tarcea, care ne-a pus la dispoziție un bulldozer, am recoltat probe, cadavrul a fost îngropat în condiții de siguranță cu dezinfectantele necesare. Laboratorul nostru a confirmat pesta porcină africană, am declarat focarul, a stabilit zonele de protecție și supraveghere și astăzi am continuat investigațiile. Am vizitat în speță exploatațiile din imediată apropiere în speranța că găsim exploatația de unde a provenit. Nu a fost așa, acolo unde noi am suspicionat și exploatația am pus-o sub supraveghere, am recoltat probe de sânge de ieri, astăzi au fost lucrate și sunt negative, un lucru îmbucurător. În cele două zone de protecție și supraveghere stabilite de către Direcția Sanitară Veterinară, se vor face examenele clinice ale animalelor și inventarul suinelor care se găsesc în gospodările populației și numai. După care am interzis circulația porcinilor, excepție făcând transporturile de porcine care merg direct către un abator, dar în această perioadă nu iese și nu intră niciun animal și nu circulă niciun animal. Medicii veterinari de libere practică împuterniciți, continuă examenele gospodăriilor aflate în zonele amintite de protecție. Domnule director, vreau să vă întreb, dumneavoastră confirmați că este doar un caz izolat, chiar dacă ați extins, să spun, aceste cercetări și ați luat măsurile preventive și vă felicităm pentru asta, dar confirmați că este doar un singur caz și nu putem vorbi de un focar de pestă porcină africană în Cluj? Să știți că el există. Undeva există focarul, nu am reușit să-l depistăm. Probabil cadavrul a fost abandonat de către un transportator care a trecut prin Cluj. Dar în același timp vreau să vă spun că nu este un caz izolat. În Cluj-Napoca este adevărat. Dar pe raza județului Cluj, în anul 2022, am înregistrat 9 focare. 9 focare de pestă porcină africană în Turda, în Câmpia Turzii. Iată, acum unul avem
Noi acolo unde l-am găsit am aplicat măsurile. Continuăm împreună cu Poliția Animalelor, cu cei de la IJP. Continuăm să facem cercetări asupra mijloacelor de transport care au fost înregistrate sau care au fost văzute. Vedem ce vom descoperi în următoarele zile. Mulțumesc deocamdată, domnule director. Revenim la dumneavoastră. Mergem la domnul doctor inginer Nicolae Tritan, care este director la Stațiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Turda și are cunoștințe de tot ceea ce înseamnă creșterea acestor animale, de ce nu, de toate aceste focare, pentru că bănuiesc că luați măsuri foarte drastice acolo. Cum vedeți din punct de vedere al producătorului, al omului care creează, aduce pe piață această carne și trebuie să o aducă în condițiile cele mai optime și să ferească aceste animale, evident și consumatorii, de boli nedorite, cum este pesta porcină africană? Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. După cum știe toată lumea, cazurile de pestă au afectat pe toată lumea. Inclusiv n-am fost nici noi favorizați, să zic așa, și sperăm să fim să nu avem probleme, să fim ocoliți. Cu toate măsurile de biosecuritate care le luăm, totuși sunt factori mai greu de controlat. Gen păsări, oricât ai reușit să, oricât încerci să faci tot posibilul. Deci există riscurile. Sperăm să fie cazurile cât mai izolate și să nu fie în imediată apropiere a stațiunilor, pentru că creează pierderi foarte mari, gen stațiunea de cercetare de la Turda, atât pe fondul restricțiilor generate de pestă, pesta porcină, cât și pandemice. Deci vreau să vă spun că pe sectorul zootehnic, stațiunea Turda în ultimii 3 ani anual realizează pierderi de peste 400.000 anual. Vreau să menționez că noi menținem stocurile... 400.000 de lei, de euro? Nu, 400.000 de lei anual. Noroc că stațiunea Turda face profit pe partea de culturi vegetale și noi nu mai avem datorii, unitatea încă din 2007. Vedeți, domnule director, iertați-mă că vă întrerup, cum și consumatorii au dreptatea lor atunci când spun că mâncăm doar carne adusă din afară, din Polonia, au și dreptatea lor pentru că pe undeva autoritățile, cum sunt cele de la DSBSA Cluj în speță, își fac datoria, dar pe de altă parte producătorii rămân fără aceste animale. Unde pe lanțul acesta este problema, hiba, pentru a fi rezolvată, să nu ne, sau chiar să ne aducem aminte de imaginile din trecut cu gripa aviară, cu peste porcine, cu porci eutanasiați, cu oameni care plângeau pe la porci că le dispare 1, 2, 3 porci cu care ei se hrăneau. Nu mai vorbim de producătorii mari, care unii dintre ei recunosc că au și dispărut de pe piață după ce a fost o pestă porcină africană atât de agresivă încât le-a dispărut, cum să spun, toate animalele. Și atunci și consumatorul final, cel care beneficiază de această carne, suferă și impută oarecum autorităților. Dumneavoastră, ce gând le transmiteți consumatorilor din acest punct de vedere, în calitatea noastră, să spun așa, de producător, de director al unei instituții de cercetare și dezvoltare, cum este această instituție agricolă Turda? Acum, noi ce am recomanda producătorilor? Să respecte legislația. Deci, noi avem o colaborare foarte bună cu Direcția Sanitară Veterinară de la Cluj, cu domnul director și cu tot personalul implicat. Încercăm să facem toate măsurile, să respectăm toți pașii în ideea de a preveni apariția. Dar eu cred că am putea face mai mult pe linia mișcărilor de animale. Nu mă refer acum la oameni care respectă legea, la cei ce nu respectă mișcarea animalelor. Ce înseamnă nu respecta legea din punct de vedere al producătorului de porci? Transportatorii de animale. Acum sper să mă înțeleagă și domnul director, dar eu sunt foarte... mâhnit, dacă pot spune așa, de oricât aș respecta eu legislația ca unitate de cercetare și 2-3 din vecini, dacă vine un transportator care vine cu un tir de porci, cu acte în regulă sau fără, nu știu, dar
Dacă e oprit în trafic și actele nu sunt în regulă, ce se întâmplă cu transportatorul ăsta? Pentru că dacă am avea un abator autorizat, să-i putem confisca, cu riscurile, ne asum ce spune acum, să-i putem confisca marfă și să-l putem duce direct într-un abator autorizat, unde să-i sacrificăm și să-i punem pe piață. Pentru că eu tind să cred că polițistul care îl oprește în trafic evită să-l întrebe de actele de rigoare, pentru că dacă constată o problemă, ce face cu animalele? Poate domnul director ne răspunde... Păi aici, la această speță foarte bine ridicată de noastră, ne răspunde domnul director de SVSA Cluj, care de obicei răspunde întotdeauna prezent atunci când îl invităm și vine cu explicații, și cred că polițistul va chema un specialist de SVSA de la Cluj. Domnule doctor Nicolae Pivariu, vă rog. Dar noi avem colaborări cu IGPU și facem controle în trafic. Putem confisca acești poți, vreau să vă spun, și îi putem ucide. Nu îi putem da către niciun abator, întrucât dacă nu avem documentele necesare, deci nu cunoaștem lanțul alimentar, nu putem să-i punem în consum. Îi denaturăm. Deci ei vor fi incinerați. Altă soluție nu este. Dar cea mai mare problemă care o ridică, să știți că lucrătorii poliției, colegii mei, cei de la Poliția Animalelor, sunt permanent în trafic. Și am fost solicitat, am răspuns prezent, am luat măsurile necesare. Dar marea problemă rămâne sistemul de creștere în mica gospodărie, unde nu se respectă aproape nimic. Asta mă îngrijorează foarte mult. Foarte bine spus, dar domnule director, cum poate influența o mică gospodărie cu 2-3 porci pe familie? Deci, practic, acea familie va crește un porc sau doi pentru consumul propriu și pentru rudele din jur, să facă un cadou la sărbători mari, așa cum face românul din vechi străbuni, românul darnic. Da? Dar cum poate influența acest lanț și să ajungă această boală perfidă la marile producții de porci, în marile centre unde se cresc porci pentru consumul general? Nu este mare lucru. În mai multe exploatații se bate împrăștea boala pe suprafață un areal mare. În sudul țării chiar am avut ferme întregi unde a fost infectată cu pestă porcină africană și a trebuit să se omoare zeci de mii de capete. Pentru că noi da să luăm și stabilim măsurile alea, zone de protecție și supraveghere, unde supraveghem animalele, verificăm starea de sănătate, animalele trebuie să fie identificate, trebuie să existe în baza de date, să se vândă animale cu documente. Exact, aici. În felul ăsta am putea ține în mână circulația și numai cu documente. Domnule director Tritean, vreți să adăugați ceva? Că poate să fie și un dialog între cei doi directori, vă rog. Acum cu domnul director am mai discutat aspectul ăsta. Tocmai circulația animalelor cu documente. Problema că dacă ar circula cu documentele în regulă, cu asta am plecat, să respecte fiecare legislația, nu s-ar întâmpla. Dar din păcate circulă mulți fără documente. Și cred poate că de acolo... în urma semnalului tras de dumneavoastră aici, într-un cadru oficial la TVR Cluj, DSVSA Cluj va lua măsuri mai drastice pe teren împreună cu poliția și cu autoritățile abilitate. Mă întorc la domnul director Pivariu pentru a-l întreba concret acum, la nivel de județ Cluj, ce măsuri sunt luate pentru ca populația și de ce nu și producătorii să stea liniștiți, dincolo de ce ați afirmat la început, de acele măsuri limitative de circulație. Și dumneavoastră știți foarte bine că această emisiune, până la urmă, a fost făcută la solicitarea mea, tocmai pentru ca să ne audă crescătorii de porci, să încercăm să facem o educație continuă până la urmă. O mică subliniere, a fost emisiunea la sugestia mea, dar interviul de ieri dat colegei mele, Mădălina Vlășeanu, la știri, cred că a fost sugestia dumneavoastră. Da, subiectul de astăzi eu l-am ales. Vă rog. Că l-ați ales dumneavoastră în conjunctură. În conjunctură, dar absolut. Eu am solicitat ca să putem cum să spune, și foarte bine ați făcut. O mai mare vigilență. Corect. Deci, concret, domnule director, concret, ce faceți acum pentru a da lămuriri clare celor care ne privesc?
toate porcinele trebuie să fie identificate și introduse în baza de date. Orice îmbolnăvire trebuie să fie anunțată în cel mai scurt timp medicului veterinar care știe ce are de făcut. Să nu se achiziționeze animale din surse nesigure fără un control medical și sanitar veterinar. La intrarea în exploatație să existe dezinfectori de picioare, să nu se intre în adăpostul animalelor fără echipament de protecție, fără să folosească dezinfectante și persoane străine. Apoi sculele și ustensilele folosite, furajele, care de multe ori se aduc de pe câmp, unde știm că porumbul în zona noastră se coace un pic mai târziu și îl apucă Crăciunul. Acolo avem și mistreții. Aducem acasă mâncare contaminată. Ia că-te furajul, l-am servit. Apropo, aveți pe focare pe fondurile de vânătoare? Da, avem 35 de focare pe fondurile de vânătoare. Păi vedeți de unde vine problema? Da, provine, sigur că da. Provine din, să cantonează mediul silvatic. Un număr foarte mare de animale, este foarte greu de gestionat. Vreau să vă spunem că noi avem un număr foarte mare de mistreți. Condițiile de creștere pe zonă, ca areal, așa mai departe, am și sursă de hrană, este unul foarte dezvoltat. O să revenim la dumneavoastră cu concluzia finală, mai avem 3 minute și o să vreau să dați un îndemn celor de acasă și producătorilor cu acest posibil focar de peste porcină în Cluj. Un minut eu acord și domnului director Tritean pentru a ne spune dacă până acum măsurile de siguranță în, să spun, stațiunea de cercetare și dezvoltare agricolă Turda erau cele pe care le-a menționat domnul director sau erau așa trecute cu vederea. Pentru că pare de aici că doar la anumite focare de pestă porcină suntem mai atenți și până atunci nu respectăm niciun fel de lege, ceea ce nu cred că e așa în cazul dumneavoastră. Acum, domnul director știe, noi dacă nici la noi la stațiunea de cercetare Turda nu încercăm să respectăm legislația tocmai la care făceam referire să o respecte toată lumea ca să nu avem probleme, atunci despre ce vorbim? Că lăsăm de, domnul director ridica foarte bine problema exploatațiilor individuale, că nu se respectă mai nimic. Da, are dreptate, domnul director, dar problema nu știu dacă neapărat de acolo vine, pentru că omul care are 4-5 porci acasă și doar el îl administrează, problema e de ala care îi rotește. Deci tot timpul el are 5 porci pe care îi taie, îi vinde sau nu știu ce face cu ei și mișcă cât cu acte și fără acte. Acolo e problema, consider eu, a doua problemă. Eu continui să însusțin punctul de vedere că mișcarea fără acte, în regulă, animalelor e a doua sursă după sursa de mistreți. A recunoscut și domnul director că e posibil ca un transportator să fi lăsat acest porc pe câmp. El nu a fost identificat până acum. Vă reamintesc, doamne și domnilor, despre un porc cu pestă porcină găsit de DSBSA pe un câmp din Cluj, dar cu toate măsurile luate, încă există acest posibil focar de pestă porcină în Cluj. Care este semnalul dumneavoastră de final, domnule director DSBSA Pivariu? Da, eu încă o dată fac un apel către crescători să respecte principalele măsuri de biosecuritate pe care noi am încercat să le difuzăm prin toate sursele care ne stau la dispoziție, inclusiv pe medicii veterinari de liberă practică care se găsesc în fiecare localitate. Și am cerut punctual o serie de condiții de biosecuritate care să fie respectate. Eu le-am mai enumerat, nu trebuie să mă mai respect aici, dar pe lângă circulația animalelor, care este principala sursă, domestici sau mistreți, adaug mașinile, sculele, ustensilele, omul. Omul este un vector important. Dacă în stațiunea Turda nu va fi pestă porcină africană, înseamnă că domnul director și colegii noi de acolo au avut măsuri de biosecuritate. Și ar fi bine să fie așa. Ați văzut ce sumă poate pierde, enorm de mare, și suma aceasta ajută, evident, Turda ajută
de ce nu și consumatorul, pentru că are o carne sigură și de calitate. Avem o problemă foarte importantă. Avem două rase autohtone, Mangalița și Basna. Cu atât, care foarte mult. Rău îmi pare că avem doar, am avut deja 20 de minute care s-au scurs repede, chiar că dacă discuția a fost cam contondentă, să știți că nu a fost cu răutate, ci doar pentru a aduce în fața telespectatorilor adevărul care e și adevărul DSVSA, că ați intervenit, dar și părerea domnului Nicolae Tritean, doctor inginer de la Stațiunea de Dezvoltare Agricolă Turda. Mulțumesc foarte mult pentru prezență, domnilor, și pentru că ne-ați urmărit, doamnelor și domnilor. Numai bine!